România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Discuția de astăzi este cea mai grea piatră de moară pe care societatea noastră o târâie după sine în anii următori. O să fac asta, dar de fapt semnele se văd și acum. De fapt, sunt cele mai grele pietre de moară care nu ne lasă să ne dezvoltăm corect. Și cum datele arată că prin 2030-2040 numărul de pensionari o să fie și mai mare decât acum și pensiile noastre ceva mai slabe din punct de vedere a puterii de cumpărare, al vederii de cumpărare, o să facem astăzi o analiză despre ieșirea la pensie. Hai să vedem așa. Piatra asta de moară, prima dintre ele, este incapacitatea noastră de a plăti pensiile în următorii ani. Și a doua, inegalitatea cumplită care se cască între oamenii obișnuiți și cei care au funcție importantă la stat sau o funcție la stat. Cu câteva excepții, vorbim despre un sistem de caste și de privilegii născut din sărăcia anilor 90, dar nu numai sărăcie, și de care s-a tras în disperare. Este genul de problemă care la un moment dat va scoate lumea în stradă. Inegalitatea în societăți e firească, e o trăsătură a societăților, dar când ea apare pe baza contribuțiilor noastre ale tuturor, seamănă mai curând cu un furt. Un furt care combină pensii de vreme, pensii speciale, cumul de pensii și salarii, pensii plătite pentru sume aberante câștigate în ultimele 6 luni dinaintea pensiei, un întreg sistem de politicieni și clienți administrativi au construit sistemul ăsta și se și bucură de el. Dar de ce m-am întors astăzi la povestea de aici? Pentru că avem o știre pe care probabil o știți cu toții. Fosta șefa DICOT, doamna Georgiana Hosu, va ieși la pensie. Ca alți colegi magistrați, ea va face acest lucru în jurul vârstei de 49 de ani, adică după 25 de ani de muncă. Doamna Hosu nu pleacă în plină glorie, ci după controverse care țin, să zicem, doar de dosarul 10 august, dosar care știți bine ce soartă a avut. Dincolo de asta însă, să spunem că numai un stat netot își permite să lase un om în floarea vârstei și a experienței să plece la vârsta asta. Este o greșeală, căci fără a judeca acest caz particular, oamenii aceștia stăpânesc bine acum meseria lor, la vârsta asta, la aproape 50 de ani. Raționamentul este valabil și pentru polițiștii care pleacă la aceeași vârstă. Astăzi, poliția, de exemplu, nu mai este chiar o muncă fizică, adică nu alergăm tot timpul după infractori și nu ne batem cu ei. Avem niște băieți angajați pentru treaba asta, dar avem tehnologie, avem gândire, avem alte idei. Un bărbat de 53 de ani, salut, domnule Berbeceanu, poate contribui numai bine la, strategia poliției, la gândirea unor anchete sau, în cel mai rău caz, să facă dosare cu autor necunoscut. De la astfel de oameni avem foarte mult de învățat, ori statul a zis, păi, pa, la revedere, du-te la pensie. Ideile legate de armată sunt ceva mai nuanțate. Noutatea este că s-ar putea ca acești oameni să nu mai poată cumula pensia cu funcția de la stat. Guvernul a emis un astfel de act normativ și a cerut Parlamentului să-l adopte de urgență. Astfel, ar fi posibil să nu mai vedem polițiști plecați de la muncă, dar bun de muncă la poliția locală sau în alte funcții. Va trebui să alegi. Și asta mi se pare o chestiune de echilibru oarecum corectă. Dacă nu poți munci la vârste mici, atunci poate nu mai poți munci deloc la stat. Nu e clar dacă legea va fi constituțională și nu e clar nici dacă va fi adoptată de maniera asta. Mi-este clar însă că vor fi situații complicate în care unii oameni vor avea de pierdut și cred că mulți dintre foștii militari văd asta ca un atac la drepturile lor. De asemenea, bănuiesc că în sistem s-a creat o rețea de privilegii și discriminări mai adânci și mai profunde decât le vedem noi la suprafață acum. Căci într-un fel iese la pensie un înalt funcționar public și într-un alt fel iese un subofițer care a ajuns la limita de vârstă în care nu mai poate să facă fizic ce îi se cere, nu știu, să tragă cu pușca, să mărșăluiască, să ne apere. Nu ar fi drept să facem această dezbatere fără ei, dar aș vrea să știu de la voi și principiile după care ne guvernăm.
Mai dau o dată telefonul, am văzut cum sună liniile, știu că sunteți mulți care doriți să vorbiți, să avem răbdare, așadar. 0372069599 vă întreb așa, este corectă limitarea accesului la funcția publică în schimbul unei pensii venite de vreme? Cum să procedeze, din punctul vostru de vedere, autoritățile cu angajații care au dreptul de a se pensiona, ia ca la vârste din astea, 48, 49, 50? Și sistemul ăsta, ce fel de discriminări a creat în rândurile voastre ale celor care lucrați acolo? 0372069599. Dezbaterea noastră de astăzi începe cu Ștefan. Salutare! Bună ziua! Te ascult! În primul rând vreau să vă spun că nu e prima lege pe care guvernanții de 30 de ani încoace o dau după ureche. În sensul că nu există un studiu de impact. N-am văzut așa ceva. Adică, domne, interzicem, dar ce se întâmplă dacă interzicem cumulul pensii cu salariul? Ce se întâmplă? Că bănuiesc că aici vrei să ajungi. Adică, păi dăm exemplu. Păi, ce economie se fac? Cine pleacă? De unde pleacă? Ce se întâmplă dacă pleacă? Ce se întâmplă dacă rămân? Sunt 35.000 de oameni în situația asta, din câte știu. Vreau să vă vorbesc despre cazul meu. Că sunt deja date. Așa, spune-mi cum ești tu în situația asta. Eu am ieșit la 38 de ani și ceva la pensie. Am lucrat într-o unitate de rachete antiaeriene și în 2001, datorită faptului că trebuia să intrăm în NATO, era o condiție a NATO, s-au redus unități militare. Uh-huh. Dar s-au redus 80% din unitățile de rachete antiaeriene. Deci, practic, eu n-am avut unde să mă mai duc. Eu n-aș fi ieșit la pensie, vă spun sincer. Pentru mine, personal, pensionarea a fost o traumă. Pentru că eu am făcut liceu militar, am făcut școala militară și am fost repartizat la această unitate de rachete antiaeriene. În realitate a fost o disponibilizare. Da. Da. Întâmplător și spre norocul meu, am împlinit condițiile de pensionare. Cum ai îndeplinit condițiile? La 38 de ani? Da, aveam 20 de ani vechime în armată. Ok. Cu tot cu liceul militar? Nu, cu școala militară. Cu școala militară, ok. Te ascult. Da, de la 14 ani am început cariera militară. Pentru mine, armata a fost elementul în care m-am simțit cel mai bine. Atinsesem deja un grad destul de înalt de profesionalism. Am avut două trageri poligon la Uniunea Sovietică, mă rog. Deci, abia atunci eram în deplinătatea capacităților mele, când a venit această disponibilizare, cum îi spuneți. Ulterior, eu m-am trezit necunoscut, nu știam ce să fac. Plăcându-mi istoria, am terminat facultatea de istorie la Alba Iulia. Am făcut și masterul, am dat concurs la muzeul din Deva și am fost angajat. Uh-huh. Acum, statul vine din nou și spune, domnule, stai un pic că n-avem bani. Ia, pleacă tu de aici și du-te în privat. Eu m-aș duce. Pentru statul, că sunt pregătit pentru asta. Statul zice... Dar unde? Statul zice așa că va trebui să optezi pentru... salariu sau pensie? Da. Statul nu are dreptul ăsta. Uh-huh. Pentru că pensia am obținut-o în urma unei activități. Eu am o pensie parțială anticipată, diminuată. N-am 10.000 de lei pensie, am 3.000 de lei pensie. Uh-huh. Ceea ce comparativ cu un civil, da, e mult. Dar comparativ cu pensiile pe care le tot dau ăștia în nas de la Ministerul de Interne și de nu știu unde... Dar da, de ce ar trebui să iei pensie... La o vârstă la care tu ți-ai refăcut viața, ai o slujbă, ai tot ce trebuie. Pentru că am muncit pentru pensia aia. Mm-hmm. Nu știu dacă Dar, se uite, înțelege treaba asta. Stai puțin, să zic cazul meu, să înțelegi. Da. Eu la o vârstă de 30 de ani am fost dat afară cu disponibilizare dintr-o mare companie internațională pentru că și-a închis birourile aici, da? Era vorba de BBC. Și BBC a venit la mine și mi-a zis în felul următor. Noi, activitatea ta nu mai există. Uite, îți dăm, nu mai știu, mi-au dat niște salarii.
vreo 7-8 ceva, funcție de anii pe care i-am muncit, mi-a dat vreo 7 salarii, mi-a pus salariile în mână și a zis, drum bun, la revedere. Ceea ce, echivalent, ți s-a întâmplat și ție. Și eu am muncit acolo. Nu. De ce? Care e diferența? Nu. Pentru că noi suntem specializați. Eu nu puteam să mă, conform pregătirii mele, eu nu puteam să mă angajez la unitate sau ca și transmisionist sau o altă specialitate militară. Mm. În timp ce puteam să-mi găsesc orice altă slujbă, eu fiind nespecializat. Sunteți, dar aveți mult mai multe opțiuni. Mm-hmm. Eu, ca istoric, eu pot să mă duc oriunde, la orice muzeu, da? Sau la orice bibliotecă publică. Mm-hmm. Dar nu sunt private, că m-aș duce. Totuși, am pregătirea necesară. Am înțeles. Totuși, dacă îți plătea 12-24 de salarii ca să reziști în perioada recalificării, nu era mai onest decât să-ți plătească toată viața? Și când ieșeai la pensie, să-ți plătească și ce era de plătit? Păi am colegi în situația asta, care nu au îndeplinit condițiile de pensionare. Dar problema nu este comparația. Problema este dacă este legal sau nu, dacă este constituțional sau nu. Asta este singura discuție. Păi o să vedem asta pentru când ajunge la curte, sigur că da. În mod normal, eu am ieșit la pensie în baza unei legi care îmi permitea să cumulez pensia parțială anticipată cu veniturile realizate, indiferent de mărimea lor. Mm-hmm. Și îmi dădea dreptul să lucrez inclusiv în instituții publice. Eu mi-am calat viitorul pe legea aia. După 20 de ani, vine o guvernare și spune, stai, domne, că nu-i bine. Okay. Și nu este constituțional. Pentru că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Din moment ce tu îmi spui, domne, tu ai voie să lucrezi, dar numai unde vreau eu, este o îngrădire. Asta și mai este o să stabilim. Îți mulțumesc tare mult. Aș vrea să fac loc și altor oameni în emisiune. Foarte interesant ce a povestit Ștefan. V-a pus dilema pe masă, acum trebuie rezolvată. Hai să vedem. Marius, salutare. Vă salut. Nu se poate pune problema cumulul de pensii și la stat. Iar domnii de la stat au niște privilegii față de cei de la privat enorm de mari. Și legea pensiilor, nu știu cum, cine o face, cum o face de 30 de ani, văd că nici acum, nu poate să ieși la pensie cu pensie mai mare decât salariul. Asta trebuie să fie criteriul de bază. Da, aici e o problemă. Statul român și-a dat niște legi. Asta e pentru un grup de persoane, în special pentru cei din justiție, și-au creat această pârghie. Curtea Constituțională, care în fapt a judecat propriile pensii, le-a dat o aprobare și cu asta am închis. Nu știu care va fi rezolvarea politică. Noi, pentru mine, eu trebuie să muncesc până la 70 de ani acum, după domnul Ghinea. Nu știu dacă o fi sau nu o fi până anul viitor. Dar eu sunt frustrat față de ăla care e la 49 de ani la pensie și mai merge și are pensie aproape cât are unul care muncește o normă întreagă și mai vrea să muncească și în continuare. L-ai auzit pe Ștefan mai devreme? Da, l-am auzit. Din păcate nu are dreptate. Indiferent cât vrea eu, nu are dreptate. De ce? La mine, la privat, e ca și la dumneavoastră. 2, 5, 6, 10 salarii și la revedere. Da. Pe noi nu ne scoate nimeni la pensie, dar el zice, domnule, am avut o situație specială. N-am nimic cu domnul Ștefan, dar nu-i normal, pentru că sunt cazuri, pensiile lor sunt pensiile militare sau de serviciu, nu știu cum exact care, cum sunt unii pensii sau alții. Pensii de serviciu, da, care sunt dar plătite nu speciale. Direct. Nu sunt speciale. Da, nu speciale, dar eu nu contez viața unui polițist sau viața unui militar. Dar nu poți să-l scoți la 49 de ani și cu salariu, și cu pensie mai mare decât salariul. Nu se poate. Sigur că nu-i logică, nu găsești nici, nu ai logică. Da, nu încerc să iau apărarea, dar fiecare e cu cămașa lui, știi? Asta e o formă de inegalitate. Nici mie nu mi-e foarte clar de ce oamenii, chiar scoși la pensie de o astfel de întâmplare, cum au fost disponibilizările, trebuie să fie plătiți de stat
până la finalul vieții lor. Țineți minte povestea cu minerii? Mai știi, Marius, când i-a scos pe mineri la... și acum scoate vreo 8.000 dintre ei. Și acum, da, e un caz special, dar și minerii primesc pe 2 sau 3 ani de zi, nu-i pensionează. Le dă niște compensații, da. Păi corect, e normal. Da. Mie mi se pare corect. Adică, bă, și eu lucrez la companie. Azi pot să meargă, mâine nu pot să nu meargă. Sunt eu sunt conștient de lucrul ăsta, dar domnii de la stat cunosc. Ei sunt, vreau până la pensie, se poate și dacă se poate hai și după pensie. Mulțumesc mult, Marius. Spor la treabă. Știți ce a făcut statul român? Statul român în anul 2000 l-a cumpărat pe Ștefan. Și a zis așa, Ștefan, uite care-i treaba. Noi cu NATO trebuie să tăiem niște oameni de pe aici. Ești tânăr. Da, fii atent, ca să ieși fără scandal la pensie, fără convulsii sociale, mai ales după tulburii anii 90, uite, nene, îți dăm pensie, tu ești la 38 de ani, îți dăm pensie toată viața ta și ne despărțim frumos. Și vezi tu ce mai faci. Și pensia asta, doar știi că e pensie, rămâne a ta. Or, un astfel de drept nu se constituie nicăieri în favoarea unor oameni care și ei au niște specializări sau niște vise. Sebastian e la România în direct. Salutare! Mai știi de unde am pornit, nu? De la pensionarea unui procuror de 49 de ani. Da, da, știu foarte bine de unde am pornit. Însă cred că orice discuție într-un stat democratic matur, poate încă nu suntem stat democratic matur, dar orice discuție trebuie începută pe baza unor principii democratice. Și atât dreptul la muncă, cât și dreptul la pensie, consider că nu trebuie îngrădite. Mai am o remarcă de făcut. Militarii trec în rezervă cu drept de pensie. Deci nu se, nu se confunda cu a ieși la pensie, ci trec în rezervă cu drept de pensie. Da, da. Pentru că nu mai corespund în totalitate pentru îndeplinirea sarcinilor militare în condițiile impuse de sistemul militar. Însă, ca specialiști pot face față în continuare în instituții publice, chiar și în cele militare, dar pe posturi sau funcții fără răspundere militară. Ți se pare corect să ieși la pensie sau să fii trecut în rezervă, cum spui tu, după care să te duci ca specialist într-o unitate militară și să iei și pensie și salariu de la același minister? Dacă instituția publică respectivă are nevoie de un specialist, contează că mă întorc eu sau altcineva. Apropo, eu am 48 de ani, deci nu da. 48, scuze, am 38 de ani. Până în 2042, când mă gândesc eu că voi putea să ies la pensie, deși cred că mă apucă 2052 deja, mai este mult până atunci. Păi nu, dar că acum, la militari, tu ești militar, asta înțeleg, ca să vorbim despre, de pe poziții egale, nu? Da, da, okay. Eu sunt militar, da. Mm-hmm. Ok. Da, mă gândesc acum, dacă statul are nevoie de o funcție, hai să vorbim despre o funcție într-o unitate militară, da? Uh-huh. Să zicem de un specialist, să pomenim de un contabil, da? Uh-huh. Și eu dacă aș fi contabil, dar nu mai corespund să îndeplinesc și sarcini militare în unitatea militară respectivă, uh-huh, dar pot îndeplini foarte bine o sarcini unui contabil, contează că am provenit din aceeași unitate militară, nu contează că unitatea militară are nevoie de un contabil. Bineînțeles, ocuparea se face tot prin concurs. O secundă, ascultă-mă așa. De ce să zicem că tu ai vârsta de pensionare, că nu mai poți să faci lucrurile care îi se cer unui militar? Și anume, exact, nu știu, chestiunile fizice aferente acestei munci. De ce în momentul atingerii, în momentul atingerii vârstei cu pricina în care nu mai faci față la chestiunea asta, statul poate să zică, uite, noi avem aici niște posturi, știm că pentru ele ești capabil, vei merge din munca fizică către munca numai intelectuală, îți păstrezi salariul, dreptul tău de pensie constituit la data respectivă îl vei primi la limită de vârstă și suntem cu toții fericiți. Statul poate să aibă pârghiile și pentru a decreta așa ceva sau pentru a legifera în sensul ăsta. Și dacă le are, atunci să le folosească. Uh-huh. Dar pe baza a ceea ce a legiferat deja până acum, despre cei care sunt deja în cauză, nu cred că poate îngrădi nici dreptul la pensie acordat, nici dreptul la muncă. Întreb altfel. Un pensionar din sistemul privat
se poate angaja la stat și să-și păstreze dreptul la pensie? Poate a trecut, să zicem că a fost o boală profesională sau un accident de muncă și nu-i mai permite să-și desfășoare activitatea în acel loc privat. Dar poate îndeplini sarcini la stat. Să zicem să fie casier într-o instituție publică. Adică să ia și pensia să ia pensie de boală și să aibă o chestiune parțială. Exact. Păi știi cum e la pensia de boală? La pensia de boală te prezinți în fața unei comisii care evaluează aptitudinile tale fizice și stabilește dacă poți sau nu mai poți să faci treaba respectivă. Dacă la comisia respectivă consideră că tu poți să mai muncești 4-8 ore sau ceva mai departe, îți dă o hârtie. Ok, hai să eliminăm subiectul ăsta atunci cu pensia de boală. Poate că nu a fost foarte nimerit. Să-l excludem. Dar un pensionar din sistemul privat poate ocupa un post în sistemul public? Dacă la 65 de ani îl mai primește cineva, da, bunăiesc că poate. Da. Dacă îl mai primește, da. Să zicem, îl mai primește, dacă a fost profesor până la 65 de ani la o școală privată, de la 65 de ani până la 70, el vrea să mai profeseze și să ocupe un post public prin titularizare, prin concurs, așa mai departe, cum se face. Cu ora, îl poate primi statul? Îi poate interzice? Nu îi poate interzice, dar de obicei îl angajează cu ora. Așa cum și legea asta prevede o excepție. Nu-l mai titularizează că bănuiesc că nu îndeplinește alte criterii. Dar am înțeles punctul tău de vedere. Sebastian, îți mulțumesc ca să mai facem loc și altor cetățeni. Vedeți, fiecare caz îți oferă o altă lumină asupra acestei chestiuni. În rândul lui Lucian, salut! Bună! Foarte interesant subiectul și cred că nu ne-ar ajunge o săptămână să-l dezbatem. Da. Ideea este în felul următor. Totul pleacă de la principiul contributivității. Nu vorbim de pensiile strict, că au vorbit 2-3 domni care au fost în armată și care au ieșit la 30 și ceva de ani la pensie. Și aici este o mare dezbatere în armată. Cunosc colonei generali, care au ieșit mult mai devreme și care au 3 pensii cât are domnul care a ieșit la 34, după o viață care au condus armate, să zicem. Dar asta e o altă discuție. Ideea este câtă vreme principiul contributivității nu va fi aplicat tuturor pensiilor din România, se vor naște situații de genul ăsta. Se vor naște clase sociale sau pături de care își vor încerca prin tot felul de dispoziții legale, de altfel, să câștige cât mai mult din când se vor retrage din câmpul muncii. Ori felul ăsta de total inechitabil și mă tem că este total neconstituțional față de ceilalți, lucrez în privat, apropo, față de ceilalți care lucrează privat. Ce interesant e. Ai făcut un pas în spate și le-ai spus celor dinainte, de fapt, neconstituțional este momentul în care voi sunteți plătiți fără contribuție. Exact. Și nu știu de ce nu se sesizează nimeni din țara asta asupra subiectului ăsta. Toată lumea clamează că orice lege se va adopta este neconstituțională și vai că reguli, că nu. Neconstituțional este felul în care funcționează acum sistemul de plată a pensiilor și câtă vreme vor fi situații de genul ăsta, se vor naște din ce în ce mai multe aberații. Acum, faptul că un pensionar, nu contează vârsta când iese la pensie, nu contează din ce sistem, își găsește de lucru la privat, este cu totul altceva. Iese un om la pensie la 60, la 70 de ani, eu chiar îmi doresc să ies la pensie la 90 de ani, să am puterea până atunci să fiu în câmpul muncii. Dar asta nu înseamnă că eu, dacă ies la pensie la 40, mă duc la poliția locală sau nu știu unde și ocup o funcție, atenție, și asta e foarte important, ocup o funcție a unuia tânăr care ar putea să crească chiar din interiorul instituției respective și vin pașaportat datorită unor relații pe care de-a lungul timpului le-am avut eu în timp ce lucram în instituția în care am lucrat. Și este de drept și pentru sistemul bugetar, pentru cei care lucrează acolo de o viață și văd că la un moment dat vine cineva ieșit la 40 și la pensie, nu contează vârsta, 50, poftim, și este pus șef.
de către un primar sau de către cineva care, mă rog, are niște obligații față de el, de-a lungul timpului. Ai descris exact sistemul. Te rog. Cam aici ne aflăm. Și, din păcate, dacă nu mă înșel, interdicția asta cumului pensiei cu salariu la serviciu la stat a mai funcționat. A mai fost cu asta. Unele partide au încredere în ea, altele nu au încredere. Dacă nu mă înșel, vremea PSD-ului, când era parcă domnul Dragnea, nu mai știu dacă, sper să nu greșesc, dar parcă atunci a fost reintrodusă posibilitatea asta. Cred că mai devreme. Ea a fost scoasă sub guvernările Boc și Traian Băsescu, care au sesizat și inechitatea, dar și cheltuielile exagerate ale statului. Și băgată la loc după anii în care a revenit PSD-ul. E o viziune complet diferită, da? Aș vrea să vă imaginați că fiecare dintre noi care avem copii, copiii noștri când vor termina o facultate, vor încerca să-și găsească un loc de muncă. Un loc de muncă care s-ar putea să fie plătit cu 3.000 de lei de care spunea domnul respectiv și să fie mulțumit copilul meu. Eu când am terminat facultatea, mă gândeam că aș munci și pe gratis numai ca să câștig experiență. Asta a fost viziunea mea la momentul ăla, poate n-am cam... Cam fraierei noi pe vremea aia, apropo, cred că sunt un pic mai în vârstă decât tine. Acum, copilul meu, dacă ar fi să-și găsească un loc de muncă, datorită oamenilor ăsta care iau și pensie și iau și salariu, copilul meu poate nu are loc acolo, sau al vecinului meu, sau al tău, sau nu contează cui. Important este că dacă tot vrei să muncești și ești apt de muncă, ok, renunță la pensie pe perioada cât muncești, după care primești salariu. Și dacă în momentul când vei obosi și când vei constata că fizic nu mai poți să faci față, te vei întoarce la sistem, poate culmea mai contribui la sistemul de pensii și vei primi o pensie mai mare decât cei 3.000 de lei pe care le-a primit domnul primul vorbitor care de la rachete, ceva de genul. Mulțumesc tare mult! Vedeți, statul a constituit acest sistem de inegalități pentru că i-a fost cel mai simplu să facă acest lucru. În mod obișnuit, el ar fi trebuit să facă reconversia acestor oameni. Dom'le, ai ajuns la 45 de ani și meseria ta era să fugărești la modul propriu hoți sau să te bați cu ei, cum sunt trupele astea speciale din poliție sau din alte ministere. Ok, ai ajuns la vârsta asta, uite, anul ăsta final te pregătim, poate poți să treci în altă funcție. Dacă nu mai vrei să urmezi o carieră în poliție sau într-un sistem din ăsta de forță unde nu e nevoie de mușchi și e nevoie de alte chestiuni, hai să te învățăm să folosești tehnologie, ești un băiat bun sau o doamnă bună aici, te așteptăm să înveți mai departe chestiunea asta. Sau îți facem reconversie profesională să poți să ocupi o altă slujbă. Și uite, dreptul tău de pensie începe de la vârsta cutare, să știi. Îți dăm în mână niște salarii cu care să te descurci. Dar acum, și când ai o vocație și statul ți-o întrerupe de la vârsta de 45-50 de ani în lipsa unor abilități, trebuie să iei în calcul și acest lucru. Ori calculul la noi este greșit. Pentru că, așa cum ne mărturisea o doamnă săptămânile trecute, vorbind cu oameni care se angajau în sistemul ăsta, domnule, am muncit până la 45-50, după aia vine pensia și nu mai ai treabă. Nu, când intri aici, ar trebui să știi că mai departe s-ar putea să urmeze o perioadă complicată și să iei în calcul și lucrul acesta, că statul te poate ajuta pe o perioadă. Eu așa văd lucrurile, da, voi puteți să mă contraziceți. Adrian, salut! Vă salut! Sunt militar în activitate în Ministerul de Interne. În primul rând, este absolut normal ca fiecare să-și apere bucățica lui în speță. Noi, cei care suntem beneficiari, să ne spunem, să ne facem vocea auzită, iar voi, cei care lucrați în privat, să ziceți, bă, nu este normal, este absolut normal, toți avem dreptul la opinie. Dar, părerea mea este următoarea. O să încerc să fiu cât de punctual se poate. În primul rând, banii care se duc pe pensiile militare de serviciu din cadrul MEAI, respectiv MEAPN, ar fi bani descobitori dacă în țara asta s-ar face tot ceea ce trebuie făcut pe partea economică. Numai din optimizarea fiscală care nu se aplică multinaționalelor, adică își fac optimizare fiscală numai de acolo dacă s-ar scoate banii care trebuie scoși, s-ar plăti de vreo 3 ori toate pensiile noastre. A doua chestie, vârsta de pensionare nu este niciodată 40 de ani. Alea sunt cazuri foarte speciale, foarte punctuale și foarte puține. Pensionarea este la 49-50 de ani minimum, iar de aici încolo sunt foarte mulți care rămân în sistem. Ce înseamnă rămân în sistem? Că asta e curiozitatea noastră.
Depinde. Cei care sunt operativi, în general, nu rămân. Dar acum pun și o întrebare. Lucrez la pompieri, dar este același lucru și pentru poliție, și pentru pompieri, și pentru jandarmi, și pentru MAPN. Oare un operativ se poate duce să stingă o casă sau respectiv să la un 10 august te poți duce cu oameni de 55 de ani? Asta am spus. Aici suntem de acord. De asta am spus și e principiul. Nu suntem de acord, pentru că haideți să vă zic unde nu suntem de acord. În condițiile în care 90% din personalul poliție, pompieri, jandarmi este personal operativ, spuneți-mi și mie unde îi poți duce după 49-50 de ani, sau dacă îi convine populației României din privat să-i stingă o casă unul de 55 de ani. Totuși, cum își găsesc ei loc de muncă tot la stat unii dintre ei? Mi se pare că chestia asta media, nu vă supărați pe mine, încercați să fiți mai obiectivi. Este foarte, o puneți la modul general, când astea sunt cazuri punctuale. Haideți să nu vorbim de secretara de stat care a plecat din mea ei chestorită la 39 de ani sau 40 cât a avut și s-a dus tot acolo. Da, nu, pot să vorbesc și de asta. Unic. Și ce se întâmplă cu colegii tăi când ies la pensie? Am curaj să pun pariu că 80% din ei nu se reangajează. Pentru că adică după o viață de militar trăită, cu toate restricțiile de militar, nu-ți mai trebuie. Nu-ți mai trebuie ce? Muncă? Nu-ți mai trebuie partea adică... asta de a te duce la stat să te bată unul la cap. Nu, dar nu, cum să zic, nu mai muncesc deloc? Unii muncesc, unii nu muncesc. Fiecare are decizie personală. Dar reangajarea la stat a militarilor, adică poliție, pompieri, jandarmi, MAPN, credeți-mă că este într-un procent foarte... Atunci ne-am înțeles, nu? Adică nu avem nicio problemă. Ești de acord cu faptul că cumul ăsta se poate interzice dacă îi afectează pe atât de puțin? Te repet, dacă s-ar face tot ceea ce trebuie făcut în țară, ar fi bani de făcut. Dar de ce? Adică n-a zis nimeni că vă ia pensiile, că nu există această intenție. Dar văd că ne-am înțeles, nu? Dacă tu spui că sunt atât de puțini și noi suntem atât de neobiectivi în chestiunea asta, înseamnă că nu e o problemă, pentru că vorbim despre o mână de oameni, 35.000, spunea cineva mai devreme, care sigur vor fi afectați pentru că lucrează la stat după ce iau pensie de la stat. Deci nu avem o problemă, nu te opui la corect, chestiunea asta. Corect, nu ar fi afectat, dar în același timp să știți că cred că se poate merge și pe îngrădirea drepturilor la muncă, exact cum a spus ante-ante. Dar de ce ții atât de mult la chestiunea asta să poți lucra mai departe la stat? Poți sta acasă. Eu nu țin să lucrez la stat. Păi și atunci ce problemă e? Că nu e nicio problemă. Dacă iese la pensie din profesor privat și se duce în profesor de stat, are voie? Nu, dar acum m-ai zăpăcit un pic, pentru că nu-mi dau seama care-i neplăcerea ta în situația asta. Adică, ce problemă? Că nu e nicio problemă. Din punctul meu de vedere, da, cred că se poate interzice, dar totuși este un procent atât de mic încât mi se pare că se face prea multă vâlvă și prea mult tantam pe chestia asta. E o discuție. A doua chestie legată, o singură chestie mai am de spus, legată de așa zisele pensii speciale, care sunt pensii militare de serviciu, toată presa pune tunurile pe acest tip de pensii. Nu mă interesează ce se întâmplă la magistrați, juriști și așa mai departe. Mă interesează bucata mea, pompieri, polițiști, jandarmi, MAPN. Și anume, se poate urmări în toată lumea asta, din Australia până în Statele Unite și toată Uniunea Europeană, și veți vedea că au aceleași drepturi. Iar pensiile de serviciu ale militarilor pleacă încă de la CUZA. Dacă CUZA a fost un om prost... Dar tu introduci o chestiune falsă în discuția noastră. Și, eu v-aș ruga să vă interesați și să vedeți că în Spania au dreptul să se pensioneze la 45 de ani. O secundă, ascultă-mă. Tu vorbești și am impresia că ești încărcat de o agendă în care le dai sentimentul oamenilor că ție îți va lua cineva pensia. Discuția asta pensia nu există. Nu are cum să nimeni. Și atunci care e problema ta? Faptul că mie mi se pare că la nivel media și implicit la această emisiune, se poate sau nu se poate cumula pensia de la stat cu salariul de la stat, discuții. Nu sunt eu cel care decide lucrul ăsta. Dar în ceea ce privește pensiile militarilor, că de ce au militarii pensii la 45 de ani, păi nouă ne place să fim occidentali doar când ne convine. Dar când nu ne mai convine, nu mai suntem occidentali. Australia, Statele Unite, Spania, nu sunt state occidentale. Eu am zis așa, în felul următor, că se poate în momentul în care nu mai ai abilități fizice să ieși la pensie,
Dar dacă te angajezi la stat, punem un pic pensia deoparte, îți plătim salariul pe mai departe și pensia revine la limită de vârstă. Asta e tot ce am spus. Da. Ai văzut ce bine ne-am înțeles? De acord. Ai văzut ce bine ne-am înțeles? Pentru că nu trebuie să fie atât de pornit. Trebuie doar să ne ascultăm unii pe alții. Pentru că în realitate vezi că acum problema devine mult mai mică. Și da, trebuie să înțelegi și frustrările celor care muncesc ani de zile fără a avea parte de ieșirea asta la pensie. Și sunt conștient în același timp, îți mulțumesc tare mult, sunt conștient în același timp de chestiunile legate de limitările fizice. Sunt convins că un pompier de 50 de ani are probleme în a stinge un foc, este evident, nu? Despre asta vorbim. Unde suntem? Suntem la linia 12. Ștefan, salut! Să trăiască, domnul Cătălin. Ne, să trăiască bine, da. Am mai trăit bine. Aș cadea și o problemă personală apoi o problemă de societate. Problema personală. Am ieșit cu ordonanța, sunt născut în 62, am ieșit cu ordonanța 18, impusă de armată, cu restructurarea pentru pregătirea pentru NATO, și am depus dosarul de pensie acum 3 ani. Am fost amânat și mi s-a spus s-a decalat cu 2 ani. S-a mărit vârsta de pensiune cu 2 ani. Okay. Având 15 ani în viața civilă, în viața militară. Mm-hmm. Și, mă rog, haideți să termin cu partea... Aici mi-e greu să socotez, pentru că nu știu exact cum funcționează lucrurile astea. Haideți să o luăm... Despre societate, cum ai zis mai devreme. Despre societate, da. Problema care mă macină pe mine, prima problemă și principala, este o problemă de discriminare. Am muncit 15 ani în armată, am fost pus la dispoziție în viața civilă și după care m-am împrumutat la bancă. Am făcut societate comercială și mi-am deschis afacerea mea. Okay. Așa. Acum 2 ani am ieșit la pensie civilă, pensie militară. Okay. Am fost la casa de pensie civilă și mi-a spus că îmi împlinesc vârsta de 58 de ani să mă prezint pentru a ieși la pensia militară, pensia civilă. Mm-hmm. Anul acesta am fost la casa de pensie civilă și mi s-a spus să ies la 65 de ani, că să depun dosarul când îmi împlinesc 65 de ani. Așa e la civil, să știi, da. Adică nu-ți calculează nimeni anii aia pe care i-ai petrecut în armată, asta vrei, corect, să spui. Corect. Da. Aici se împarte problema în două, se despică în două. Prima, eu când voi avea 64 de ani și 11 luni și domnii guvernanți măresc vârsta de pensionare la 70 de ani, eu ce fac? Iar mă duc la 70 de ani? Nu, uite, stai un pic, că multă lume crede asta, ești al doilea om care spune chestiunea asta. Nimeni nu ne obligă să muncim până la 70 de ani. Este un drept, nu o obligație. Se spune, domnule, vrei să ieși la 70 de ani? Poftim, ieși. Dar nu zice nimeni, stai până la 70 de ani. Am să vă rog să luați în calcul chestiunea asta. Da, dar eu trebuia să ies la 58 de ani la pensie. Știu. Și... De ce am fost amânat la 65? Acum, cum să zic, cu toții ieșim la 65. Nu pot să răspund la chestiunea asta specifică. Da. Acum, dar... mai este o problemă despicată din a doua ramură din scurt, așa, discuția aceasta. Vedeți, dumneavoastră, partea asta militară, când nu ai un rost în viața civilă și, mă scuzați de expresie, nu prea îți place munca, la vreo 34-35 de ani te duci în viața militară. Depoi faci o școală de 2 lei și ai făcut școala militară. Și te-ai făcut cadru militar și la 48 de ani ești la pensie. Acum pun problema cealaltă. De ce un militar care a muncit în viața civilă, nu știu, undeva la 10, 9, 10, 7 ani, nu contează, face școala militară, care nu face cum am făcut-o eu pe timpul Ceaușescu, foarte greu, o face de 2 lei acolo, 6 luni, un an de zile, se specializează, vezi, doamne, militar, și la 48 de ani este la pensie. Acum pun întrebare, eu dacă am muncit 15 ani în armată, greu, foarte greu, am făcut și revoluția, așa, plus aplicații, eu am 15 ani în armată și din 2000
până actualmente sunt în viața civilă, de ce nu poți ieși la pensie? Ca un militar. Bună întrebare. Nu știu să-ți răspund la chestiunea asta, dar îți mulțumesc tare. Vis-a-vis că nu sunteți dumneavoastră și nici... Nu, când o să mă duc la casa de pensii să rezolv eu... Da, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Emisiunea de astăzi ne arată că câți oameni avem atâtea probleme. Dar știți de ce se întâmplă asta? Pentru că, la un moment dat, politicienii ne-au păcălit pe fiecare dintre noi și au creat un sistem de inechități. Și nu vor să spună sau să consfințească anumite lucruri. Politicienii din România nu iau măsuri nepopulare. Ei au încercat să mulțumească fiecare categorie de persoane. Ori asta este imposibil, pentru că ajungem la ceea ce se preconizează în anii următori. Nu numai că nu putem plăti pensiile, dar alea puține care vor fi, dar atât de slabe ca putere de cumpărare, încât o să suferim cu toții. Da? Nu o să fie niște ani foarte plăcuți pentru generațiile alea care ne îndreptăm încolo, poate doar dacă vine vreun miracol sau unii dintre noi acceptă să piardă. Dar care? România în direct se încheie astăzi aici. Promit că ne întoarcem la subiectul acesta, pentru că ați sunat foarte mulți și o să mai avem ocazia să vorbim despre asta. Cred că toată toamna va fi dominată de acest subiect. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.